Și am așa o surpriză plăcută să-i văd pe cei de la Sunday School, școala dominicală, cu studenții noastre, că zboară în față și cei în vârstă, din ce în ce se retrag din spate. Eu vă dau o sugestie. Nu știu nimic despre așa, cel puțin mi-am dat seama din lucrarea care a fost în Duhul Sfânt, că aveți discuții despre locașul acesta. Eu vă spun, nu vă bateți capul cu locașul acesta, că în vreo 3 ani de zile o să vă trebuiască altul mai mare. Altfel, cei cărunți ca și mine o să trebuiască să stați pe bol. Și nu o să vă placă să vă uitați la un televizor când copiii din loc o să vă slujească aici în față. Fiindcă mă uitam aici și am văzut așa o fetiță mică, crilionțată, deja, cred că avea vreo 2 anișor, își exersa talentul de dirijor. Și să știți că prinde. Fiindcă mi-aduc aminte de dirijorul care îl aveți acum, de Iosif, când am venit pe aici în 2001, era aproape cât o trompetă, un pic mai mare. Mă înțelegeți? Și uite că acum dirijează. Așadar, e bine să privim un pic în future, în viitor, ca să ne facem planurile, că așa face fiecare părinte. Când se gândește la copilul lui, se gândește la viitor, așa? Vă gândiți la școli bune, ce geabă se ieși, și așa mai departe. Cu cine îl măritați, măritați și îl căsătoriți pe celălalt. Și mai ales mamele fac o grămadă de planuri, deja și văd nepoții și strelepoții. De ce n-am gândit la fel și în dreptul bisericii, tot în viitor? Dar mă întorc acum la un cuvânt, rămân surprins, plăcut. Și vă spun și de ce. Venim pe drum încoace, mă tot pistona Andrei și zicea, mai Andy, care ți-e subiectul? Spune, nu știu. Aseară, Andy, care e subiectul? Încă nu știu. Nu că nu sunt pregătit sau că n-aș avea despre ce să vorbesc. Mă gândeam, măi, oare să vorbesc despre legământ? Că totul stă în picioare astăzi pe baza legămintelor lui Dumnezeu. Probabil cu altă ocazie. Să vorbim despre masa Domnului și masa dracilor, că e legat tot de cină. Noi nu ne dăm seama de cele mai multe ori când stăm de fapt, fără să vrem, la masa dracilor. Hai să vă dau un exemplu. Dumneavoastră veniți aici și am venit împreună toți cu cântări. N-am adus noi cântările pe altarul Domnului. Așa-i? Noi le numim acestea ca și jertfe. Și așteptăm Dumnezeu să primească jertfa noastră de laudă, care stă în cântare. Și eu sunt convins că Dumnezeu, dacă le aducem cu inimă curată, le primește. Vreau să vă spun că și Satan își are altarele lui, pe care și el își aduce cântările lui. Am oprit undeva să mâncăm ieri la amiază, venim încoace, și zicea Andrei către mine, ai ascultat cântarea care cântă cu ăsta, care a fost acum cât de mult? Zic, nu am băgat de seamă. Zice, ăsta era un imn, o odă, adusă la cei care au fost omorâți de acel musulman anul trecut, sau anul ăsta, că numai cel, în Ohio, în clubul acela de gay, de homosexual, când a intrat și a executat, și a făcut eroi și că, de fapt, ei au biruit. Asta era. Mai încolo, nu trece mult timp, și altă melodie vine, zice, tu ai fost la atent la asta. Zic, mai n-am fost. Păi zice, asta vorbea mai urât, despre alte lucruri mai urât. Și nu vedeți cum e asta. Dar vreau să vă spun cum gândim noi și exact același lucru se întâmplă și pe partea cealaltă a lumii. Văd câteodată o mamă, stă cu copilul în brață și cântă o cântare. Și ar vrea mesajul cântării să-l urmărească pe copil toată viața lui, când îl închină Domnului. Mă înțelegeți? Și cântă, Dumnezeu să-l binecuvinteze și așa mai departe. Și vrea să-l urmărească. Și am văzut copii care au fost urmăriți de mesajul care l-au auzit cântând de mamele lor. Și au fost urmăriți toată viața. Mi-aduc aminte, mama cânta cântarea asta. L-au urmărit. Vreau să vă spun că în spate la altarele astea ale lumii sunt niște psihologi care gândesc într-un mod așa de, între ghilimele, înțelept în felul lumii, mă înțelegi, așa de drăcești, încât selectează melodiile în așa fel, încât să ne atace subconștientul și vedem după câteva zile, luni și ani, ce-i cu noi, mă, ce-i cu impulsurile astea lăuntrice? Ce-i cu lupta asta lăuntrică? Că nu m-am luptat până acum cu ea. Fără să-ți dai seama, te-ai hrănit de pe un altar străin. Ce să mai spun despre tinerii sau ceilalți care ascultă muzică seculară? N-avem acum timp să discutăm despre izvorul muzicii seculare și ritmurile de unde vin, dar nu e nimic altceva decât o invocare a demonilor.
Dar nu ăsta e subiectul. Stând aseară, mi-am deschis Scriptura și mi s-au oprit ochii și inima asupra acestui cuvânt din 1 Corinteni. Vreau să vă spun că nu e neapărat cuvântul meu cel mai preferat la cina Domnului. Deși se citește de multe ori din 1 Corinteni, capitolul 11, aproape de fiecare dată. Dar de data aceasta așa am simțit în lăuntrul meu. Și când Andrei a venit dimineața, zice, ăsta e subiectul tău? Zic, da, din 1 Corinteni. Zic, ce al meu? Extraordinar. Să mergi. Când l-am auzit ce vorbește, l-am oprit adunor aici și am spus, mă bucur, 75% din predica mea deja s-a epuizat. Mai rămân să vă le explic ale 25% și o să am timp suficient. De ce? Fiindcă Duhul Domnului nu face nimic altceva decât și așa m-am și rugat. Domne, completează mesajele astea ca împreună să fie unul singur. Noi în felul ăsta să putem să învățăm și să rămânem cu ceva cu ce să putem aplica în practic. În viața noastră practică. Stau și mă uit, de multe ori, cina Domnului devine o rutină. O facem de 10 de ani de când suntem pocăiți. În fiecare lună, asta înseamnă cel puțin de 12 ori pe an. Dacă mai facem încă o dată în Joia Mare, în săptămâna patimului, de 13 ori pe an. Dacă mai mergem undeva în misiune și prindem acolo cina Domnului, de 14-15 ori pe an. Și dacă stau și mă gândesc în 10 ani de zile, mulțiți dumneavoastră. Ajungem la 150 de mesaje ascultate despre cina Domnului. Dar ce e așa de important în cina Domnului, cât biserica investește de-a lungul, să spunem, unei vieți 40 de ani trăite pe calea Domnului, să zicem, sau 50, să asculți aproape de 1000 de predici despre același subiect. Ce e așa de important? Ce atârnă de subiectul ăsta într-atâta, încât biserica de-a lungul secolelor i-a dat un scop, un loc central în toată viața ei. Haideți să vedem câteva lucruri pe care Domnul Iisus le spune. De ce e importantă cina Domnului? Și ce se întâmplă, de fapt, la cina Domnului? Spunea Domnul Iisus, în felul următor, Ioan capitolul 6, eu sunt pâinea, versetul 50, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o dau eu, aici nu e loc de interpretare, este trupul meu pe care îl dau pentru viața lumii. Și noi chemăm numele Domnului și consacrăm pâinea aceasta și credem că capătă valoarea cui? Valoarea trupului Domnului Iisus. Cine mănâncă trupul meu rămâne în viață. Adică ai viață. Nu poți să concepi un creștin și Scriptura nu concepe un creștin, un copil al lui Dumnezeu, să aibă viață în el însuși fără să se împărtășească cu trupul Domnului. Nu există așa ceva. Orice teologie ar veni, orice învățătură ar veni, așa ceva nu există. În momentul în care ai sistat împărtășirea ta cu trupul Domnului, s-a sistat cu viața ta. Ăsta e aerul nostru, ăsta e hrana noastră. Fără așa ceva nu putem. Dar dacă s-ar lega numai de viața asta, de ce mai e ok? Dar hai să vă citesc în continuare. Că de-aia, cuvântul lui Dumnezeu le clarifică așa de frumos. Nu e numai despre viața asta. Domnul Iisus vine și spune pe următor la versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, cu alte cuvinte, pun aici o paranteză, stă la masa Domnului, la cina Domnului, are viață veșnică. Una dintre condițiile ca să ai viață veșnică împreună cu Dumnezeu Tatăl pe scaunul Lui de domnie alături de Hristos, este să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului. Să devii os din oasele Lui și carne din carnea Lui, cum e spus în Efeseni capitolul 5, versetul 30. Nu se poate. De-aia are o valoare așa de mare. Vorbim despre viață veșnică. Fiecare dintre noi am vrea să avem parte de răpire. Așa e? Mi-aduc aminte de o cântare de-a fraților. Spunea în refrenul ei, există doar o singură răpire, o cântare extraordinară. Și am vrea când vine Domnul, că suntem în mormânt sau că suntem în viață, am vrea Hristos, când își va rosti cuvântul cu glasul Rahamie, cu trâmbița lui Dumnezeu, de acolo de unde suntem, să-i auzim glasul, să înviem împreună și să fim înălțați în slavă. Că de asta ne-am întors la Domnul. Pentru viața viitoare, nu pentru asta. Că mie, sincer să fiu, mi s-o acrede atâtea taile. Eu să mai văd iarăși site-ul cu taile în veșnicie, mie nu-mi grăbă. Ia mai mare nu-ți grăbă.
Mai ales că vine, am pus două case cu ciment la 0 grade Celsius. Nu am avut casa nici căldură, nici am nici curent. Domnul să aibă milă de voi. Mă înțeleg, mi-e rai de asta nu. Raiul pe care mi-l deschide Scriptura spune acolo, nici vântul, nici luna, nici soarele nu mă bate. Acolo Hristos va lumina. Acolo e cu totul altceva. Ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit. Cuvintele care sunt rostite acolo, spune Pavel, nu e îngăduit unui om să le rostească. Sunt ceva cuvinte extraordinare. Dragii mei, eu de asta m-am întors la Domnul, de dragul Domnului Iisus și a promisiunilor care mi le-a făcut că voi fi cu El. Și ca să pot să ajung să am parte de răpire, spune tot același verset din 1 Ioan capitolul 6, zice, îl voi învia în ziua de apoi. Dacă mănânci. Dar dacă tu dai cu piciorul în momentul ca așa cinstia, te mai înviază Domnul? Știi ce faci în momentul în care refuzi să te împărtășești, să te pregătești? Îl sfidezi pe Dumnezeu în față și șansa pe care ți-a pus-o Dumnezeu de a-ți mântui sufletul. Efectiv îl sfidezi. Îți știi ce? Se poate și fără soluția ta săptămâna asta sau luna asta. Cu alte cuvinte asta, o spui fără cuvinte. Vreau să vă spun că multe lucruri le spunem noi fără cuvinte. Eu intru în casă, mă scanează soția și deja fără să-i spun niciun cuvânt. E happy, e bucuros, e supărat, e interesat, e mers bine la lucru, deja nu știu. Așa sunteți și dumneavoastră. Numai vă scanează. Sau vă uitați la soția dumneavoastră, ați scanat-o de sus până jos, știți la cât e ceasul. Nu trebuie să bată niciun bingman. Așa suntem noi. Transmitem o grămadă de mesaje. Mă uit la băiatul meu, la Filip, și în biserică atât aștept să mi se intersecteze privirile acolo. Și el a înțeles tot. A înțeles cum să stea și ce trebuie să facă. Dintr-o singură privire. Nu-i treaba altceva. Și de cele mai multe ori, ca și toți ăștia la copii, evităm să ne uităm în ochii părinților. Vreau să vă spun că în momente ca și aceștia, ochii lui Hristos și al lui Dumnezeu sunt îndreptați către noi să se intersecteze cu ochii noștri, cu privirile noastre. Să ne... Nu așa dintr-o privire. Cum ești? Mă să uită la tine și deja tu ai și înțeles că te întreabă, cum ești? Și tu, păi știi, îți spune cum suntem imediat. Că nu facem o reală excepție de Kitchener și nici Kitchener excepție de alte generații. Toți suntem o apă și un pământ. Dar vreau să vă spun, căci nu numai atât, dar mai există ceva extraordinar aici. Spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Trâmbițăm de la amvon și de peste tot, căci creștinismul înseamnă relație. Înseamnă comunicare cu un Dumnezeu personal și viu, care îi absolut în toate lucrurile și nu este altul ca și el. Și acest Dumnezeu își face timp pentru mine ca să comunice cu mine. Să stea de vorbă cu mine o mână de țărână născut într-un în istoria asta a Universului, într-o fracțiune de distanță, de timp. Și își face Dumnezeu ăsta imens și infinit timp să stea de vorbă cu mine. Și nu mai atâta timp să intre în lăuntrul meu și mi-e dă oportunitatea să mă fac parte din natura lui dumnezeiască. Să intru în el. Și aceasta una dintre condiții. Știți care este? Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Nu le pot trata în momente ca și acestea. Nu le pot trata cu indiferență. Nu le pot trata așa, e ok, asta e regula bisericii, asta e, așa e de când e lumea, cum e la noi și la ortodoși, cum e la ortodoxi și musulmani și așa mai. Nu e adevărat. Dragii mei, momentele astea sunt niște momente extraordinare. Și dacă nu le punctăm cum trebuie să le punctăm, am ieșuat. Dar haideți să vedeți, noi ca și oameni, ca și natură omenească, cum suntem. Spunea fratele Iosif, un cerere tare că căpăta mărturisirea. Că de obicei la cine nu citește versetele 17 în jos, până la 23. Dar de fapt, așa e general. Că și eu am făcut tot același obicei la mărturisirea. Și eu citim de la 23 în jos, căci am primit de la Domnul ceea ce v-am spus și așa mai departe. Dar versetele din față și de fapt nu numai de la 17, începe de la capitolul 10, cu pilda Vechiului Testament, mai apoi intră cu masa Domnului și masa dracilor, și masa Domnului, asta e masa Domnului, pe lângă altele, da? Și mai apoi intră cu despre cina Domnului, cum să te comporți în casa Domnului, mai ales aici, și intră la cina Domnului. Și când ajunge la cina Domnului, tratează anumite aspecte. Și aici el a avut informații
de la, să spun așa, mâna a doua. Eu le-am avut de la prima mână. Și vă spun și aici. De la mâna a doua. Cuvinte ai ploie. Și când spune cineva de la între ai ploie de la un om, spune cu durerea pe care o are omul în suflet sau în împlinire și dă o anumită tentă la, la povestire. Așa e? Dacă e un conflict între două persoane, dau un exemplu, între două mame care îi societă copiii, o ascult pe una și spui că toată lumea e de partea ei, că ea are dreptate. O ascult pe cealaltă, spui, stai un pic, că și toată lumea e de partea și asta altă. Fiecare își expune din punctul lui de vedere, punctul ei de vedere. Ei, și ăștia e ploie, dar aici mi se pare că am avut un alt punct de vedere. Și asta a fost ideea. E lucrarea Duhului Sfânt care a fost în dimineața aceasta. Și nu mă surprinde, ascultați-mă, nu mă surprinde. Nu mă surprinde, fiindcă politica bisericească, că ăsta e primul punct, și vreau să le spun pe noi, primul punct e politica bisericească care învrednicește un om să se împărtășească, îl descalifică pe un om ca să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Zice, în felul următor, la 1 Corinteni, la capitolul 11, vă dau aceste învățături, dar nu vă lau, pentru că atunci când mă adunați la oaltă, și spune, motivul ca să fiți mai rei. Aud că printre voi sunt dezbinări și el și definește dezbinările astea, zice, sunt partide și trebuie să fie și partide între voi. Deja când vorbim de partide, numai ce-au fost alegerile acum în cele mai multe alegeri, așa, în America, cu cel mai mult mes în ele, mizerie, ăle din România, la fel, au crezut că ăștia de la Departamentul Anticorupție DNA o să le rezolve, nu le-au rezolvat. Fiindcă dacă ar fi să-i bage pe toți la pușcărie, cred că ar rămâne România și fără politicieni și ar rămâne și fără vânzători și fără o grămadă de alte ramuri ale societății. Că toți îți o apă și un pământ acolo, începând de la doctor cu mită până la cea care stă la intrare la primărie, care spune ok, că trec pe listă, dar știi ce, lasă aici ceva. Toți îți o apă și un pământ. Problema este când sistemul acesta intră între frați. Dar nici corintenii n-au fost ei primi. Nu mă pun să-i blemui pe corinteni. Și mă duc un pic mai departe. Luca, în capitolul 22, interesant. Luca descrie momentul ăsta cine e cel mai deosebit decât toți ceilalți evangheliști. Îl descrie. El e singurul care face afirmația aceasta spre Domnul Iisus. Am dorit mult. E singur, în capitolul 22, unde Luca descrie dorința Domnului Arzătoare ca să intre în acest moment al părtășii. Am dorit mult. Și de, spune acolo despre legământ și mai apoi spune despre descoperirea vânzătorului. Vă întreb, eu, da, unde a fost? La masă, cu șirul, cu tot ceilalți. Dar mai parcă nu interesant. Rămân frapat de unele lucruri. Fiecare ucenic se întreabă pe rând, Doamne, nu cumva sunt eu ăla vinovat care voi face lucrul ăsta. Nu cumva sunt eu. Până și Iuda. Și abia în momentul ăla când ipocrizia ajunge la maxim. El, Iuda cu banii în buzunar și știa ce-o vorbi cu mare preot și încă mai întreabă și el, Doamne, nu cumva sunt eu. Mi-e drag felul în care Domnul Iisus pune problema aici. Deci, mă, eu spune, tu ești în așa fel încât să nu înțeleagă ceilalți. Așa eu spun. Cel ce întinde mâna cu mine, acela este. Și-au întins mâna cu el umblit, în farfurie, ca să nu înțeleg, și mai apoi s-a dus direct să vândă. Și dacă s-ar fi terminat aici, dar imediat versetul următor spune, între ucenici s-au iscat și o ceartă. Cine dintre ei să fie cel mai mare? Știți ce avea în față? Numai ce sărbătorise Paștele, era mielul de jertfă, care nimic nu făcea decât era o poză a originalului care l-aveau în mijlocul lor. A Domnului Iisus. Nu era nimic altceva. O întruchipare a ceea ce era în el, al mielului lui Dumnezeu. Și în momentul ăla, Domnul Iisus prânge pâinea, le dă paharul și subiectul în mijlocul ucenicilor, știți care era? Cine e cel mai mare? Vine alegerile. Cine iese în comitet? Păi cine o să-l ordinăm acum? Frământări de genul ăsta și-o spune, uele, stați liniștiți.
Haideți un pic să vă arăt un alt principiu. Suntem la cina Domnului ca să terminăm cu politica bisericească. Vreau să vă spun că în Împărăția lui Dumnezeu, între voi, nu trebuie să fie ca și în lume. Acolo împărații stăpânești și domnesc. Dar între voi cine vrea să fie cel mai mare? Știți ce? Și aici intră Ioan capitolul 13. Exact în momentul ăsta intră. Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește și le e ligianul și se apleacă la Petru care avea cele mai multe voturi și o să Petru, hai încoace. Hai să-ți arăt eu ceva. Pe tine te-o votat aici probabil 11 sau 10 că unul s-a dus. Vreau să spun că pentru mine un vot a dat un cer întreg și o veșnicie întreagă și eu sunt capabil să mă plec să-ți spăl ție picioare. Treci încoace, Petru. Și o spun la picioare. Fiindcă atunci când vii la cina Domnului, dacă ai un gând de politică bisericească, te îndevrednicește. Fiindcă în momentul ăsta tu desconsideri învățătura lui Hristos care înseamnă spală picioarele. Slujește. Smerește-te. Eu sunt ăla, fiindcă cel care e cel mai mare între voi trebuie să fie slujitorul tuturor. Slujitorul tuturor. Uitați-vă la o mamă, e cea mai mare dintre copii, să zic așa, are 5, 6, 7 copii, sau 2 sau 3, când cum era. Și măcar că e cea mai mare, știi ce face? Mănâncă ultima. Fiindcă aia înseamnă slujire. Oare n-ar trebui și în mijlocul nostru să fie la fel? În momentele cele mai înălțătoare, care ne îmbrăinucesc pe noi de viață veșnică, care ne dau harul unirii cu Hristos, care ne dau harul să auzim glasul în ziua răpirii, care ne aduce viață noi. N-ar trebui să le lăsăm toate mizerile lumii astea. Să spun, știi ce? N-am nicio treabă cu politica asta, că acum am 40, mâine am 50 și nu știu când mă duc. Și voi sta față în față cu tata în câțiva ani zile. Sau în câteva luni. Sau în câteva zile. Sau în câteva ceasuri, că nu știm ce se întâmplă. Îți trebuie un hard attack și pun ăștia toate bateriile pe tine și nu mai pornește inima. Și primim bilete de rugăciune pentru consolarea celor rămași. Și stau și eu și tu față în față cu Dumnezeu. Din un moment de asta, cine? Dragii mei frați, al doilea lucru pe care îl condamnă Pavel e egoismul. Care nu ar trebui să existe în biserică. Eu și numai în dreptul meu. Nu mă interesează celălalt. Treaba lor, dacă ei nu s-au descurcat, înseamnă că nu-i duce capul. Pe mine mă duce capul. Poate n-ar fi spus înțeleptul Solomon, totul atât de vrem și de soroace, adică de împrejurări. Și dacă unul a ajuns unde a ajuns, e fiindcă o prins o informație pe care o îngăduit Dumnezeu să o prindă, o exploatată și a putut să ajungă milionar. Și altul Dumnezeu nu e îngăduit, că nu a fost să-i îngăduie. Așa a fost hotărârea lui Dumnezeu. Și vezi că unul care are mai multă școală și n-are aceeași bogăție ca și unul care nu a făcut numai 10 clase, dar a prins oportunitățile respective. Și spune, în Biserica lui Hristos, egoismul nu are ce să fie. Că eu mă îmbrăc mai nu știu cum, cu Armani și Bubba Boss, și altul se îmbracă de la TikTok sau de la nu știu unde. Ați înțeles? Așa ceva. În Biserica lui Hristos, în momentul cinei, sunteți frații mei cu care să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie. Mai apoi vine un alt lucru. Discriminări. Pe lângă faptul că oamenii sunt egoiști, asta e caracterizat în ziua din urmă, sunt discriminările. Mă, cine ești? Pe ăla e moldovean, lasă-mă cu moldoveanul. Pe ăla e bănățean, lasă-mă, că bănățeanul fi funcția, dar ardea lui mincea. Înțelegeți? Știu eu câte alte cuvinte de genul ăsta. Și e desconțit, lasă-mă că l-are prunj mult, n-are minte. Sau, ați înțeles ce vreau să spun? Nu există discriminări, mai ales în momente înălțătoare ca și acestea. Toți suntem o apă și un pământ înaintea lui Dumnezeu. Singurul care contează în momente ca și acestea, Iisus Hristos, Domnul și atât. Eu n-am nicio valoare. Tu n-ai nicio valoare. Sunt un zero. Dacă stau în spate la ceea ce e unul absolut, capăt valoare. Dacă nu, n-am nicio valoare. De aia spune Scriptura, tot ce e înălțat în lume, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. N-are nicio valoare. Prinde pe cei înțelepte în înțelepciunea lor și face de rușine. De ce? Fiindcă nu se aliniază după cel care are valoare, în care înlocuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Nu se aliniază după Iisus Hristos. Oricât te-ai numit de creștin, dacă nu te aliniezi după Iisus Hristos și principiile Lui, n-ai nicio valoare. Zero.
Atât. Cel ce ne dă valoare este Iisus Hristos. Și noi astăzi suntem chemați să ne împărtășim cu El. Un alt lucru care se întâlnește aici în desconsiderarea. Desconsiderarea față de lucrările Domnului. Prorocul Maleac era foarte supărat. Când vedeau pe preoții Domnului că desconsiderau jertfele Domnului, era foarte supărat. Deci, dar uite ce am împotriva voastră, a preoții. Și vine și spune, voi desconsiderați masa Domnului. Am văzut o grămadă de tineri și numai tineri și adulți, vin de la biserică cum a fost o stare așa de apăsătoare, așa de grea a fost starea asta, că mă, nu zice, măi, mai greu ca și oricând altcumva. Dar de unde mă starea asta? Se termină programul, ieșim aici în curte, în parcare, vorbim, suntem cu gura până la urechi, zâmbim, știm să fim plini de viață și așa mai. Când e vorba în biserică, s-o termina, o toropeală de pe noi, suntem moleșiți, nu știu ce s-a întâmplat. Vă spun ce s-a întâmplat, frații mei. Cum să nu vă spun? Păi ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 11. De aceea între voi sunt mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin, Domnul, ce înseamnă? Starea aia de moleșeală, de ți-o scăzut tăte, nu mai poți să gândești. Ești gata să te întinzi pe mangă, mai ales și tapizate, bine, nu-s ca și în România, la țară, să fie o fozlă de aia solidă, nu m-aș mirghelită și atât de... E și durea să stai două ceasuri pe ea. Cu spătare, confortabil, ce ne mai trebuie altceva? Ferice e cel ce doarme în casa Domnului, că e mereu acasă odihnit. Și a rezolvat-o. Și starea de moleșală, știți de unde vine? Faptul că am desconsiderat masa Domnului și ne-am permis să ne împărtășim cum ne-am împărtășit. Și vine starea aia de moleșală. Și mai și vin, băi, că cu tare bolnav, dor șalele, dor spatele, dor erinichile, dor nu știu ce, reumatismul, mai ales că aveți aici și San Lorenzo lângă dumneavoastră, care trage așa, e magnet de reumatism și frig, și spune că toate vă dor. Frații mei, cele mai multe suferințe care le avem e că ne-am apropiat de Duhul Domnului în chip de vremnic. Și uneori n-avem nevoie de nicio ungere. Ascultați-mă bine ce vă spun. N-avem nevoie de nicio ungere, n-avem nevoie nici de o rugăciune din altă parte. Avem nevoie să ne reparăm relația noastră cu Dumnezeu și vindecarea vine de la sine, fiindcă Hristos a purtat bolile noastre prin Scriptura în trupul Său pe lemn. Aici se rezolvă. La cina Domnului, dacă te conformezi în seara, în dimineața asta, 100%, capeți vindecare. Nu mai ai probleme nici cu coloana, nici cu rinic, nici cu picatul, nici cu stomacul, cu tăcea lua, nici dureri de cap. Nu mai ai treabă cu nimic. Rezolvă-ți problema cu Hristos. E Iisusa vindecărilor noastre. Dar asta trebuie să te poți apropia într-un chip vremuri. Uitați la ce accentuează, ce că am primit de la Domnul ce m-a învățat. Și anume când seara când a fost vândut, Domnul Iisus a luat o pâine. Și ce a făcut? A frânt-o și a dat-o ucenicilor. Și când spune pâinea asta care a frânt, ăsta e trupul meu, care îi pun. Și voi fiecare luați o bucată din care nu-i unul. Și voi când vă strângeți la oaltă, chipul pe care îl reprezentați voi, când v-ați pus înapoi bucățelile alea una lângă cealaltă, știți ce ar trebui să se vadă? Hristos! Asta ar trebui să se vadă. În momentul în care nu se vede Hristos, înseamnă că undeva nu stă în puzzle-ul ăsta sfânt, unul nu stă la locul lui. Unul are politică bisericească în cap, altul distrăfește. Altul tratează cu indiferență lucrarea de Dumnezeu și uite așa de departe. Reuniți-mă, frate. Nu vreau să fiu dor cu niciunul dintre dumneavoastră. Știu că Domnul mustră și pedepsește. Știți pe cine? Pe cine iubește și bate cu neau cu orice fiu pe care îl primește. Câți dintre noi n-am fost pedepsiți de părinții noștri și întotdeauna spune, mă, încărire ne-au bătut de spune, cât de părinții au fost. Așa e? Și știți de ce au făcut asta? Că au vrut să iasă dintre noi oameni cu coloană dreaptă. Să nu iasă niște handicapați prin de alcool, de droguri, de pornografie, de stricăciuni și alte lucruri. Au vrut să iasă oameni integri de care Hristos să se bucure, să se bucure biserica și societatea. Asta au vrut părinții noștri. Și credeți că Dumnezeu are alte gânduri în afară de a fi împreună cu El ca și niște oameni integri care să reprezentăm pe pământul acesta? Credeți că Hristos are alte gânduri? Eu vă spun 100%. Nu. De asta și în momente ca să acestea caută să ne îndreacă. Eu zic,
să primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Amin. Frați și surori, ne vom apropia de momentul solemn al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului.